ca să înțelegeți cum anormalul lumii a devenit normalul creștinilor în ciuda faptului că Domnul Hristos nu va acoperi păcatele acestea. Ascultați, Dumnezeu a zis femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească și bărbatul să nu se îmbrace cu haine femeiești, căci oricine face lucrurile acestea este o urăciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. Deuteronom 22:5. Mă voi referi doar la pantalonii purtați de femeile creștine de astăzi, fără nicio mustrare de conștiință. În vremea cavalerismului meu, nu exista nicio fată care să poarte pantaloni. Ar fi fost o rușine purtarea pantalonilor, pentru că nu era moda lumii. Dar nu după mulți ani, partea feminină a început să poarte pantaloni, pentru că a apărut moda și lumea a început să se schimbe. La început, mai reținut, mai puține fete și femei. Îndrăznețe totuși, dar n-a durat prea mult să vezi că în masă femeile au îmbrăcat pantalonii. Pentru fetele copiilor noștri, pentru nepoatele celor de o vârstă cu mine, purtarea pantalonilor este un normal, atât de normal, încât ar fi imposibil să se renunțe la purtarea pantalonilor înlocuindu-i cu rochia și fusta. De ce? Pentru că mămicile lor au îmbrăcat pantalonii, le-au îmbrăcat de mici și pe ele cu pantaloni, iar pentru că ele așa au pomenit, nu mai există pentru ele niciun reper. Mamele, călcând preceptele divine prin purtarea pantalonilor, a închis Biblia, a închis spiritul profetic și nu au mai vorbit despre faptul că Dumnezeu a stabilit că este o urăciune înaintea sa acest lucru. Și închizând ochii și respingând porunca Domnului, au preferat să fie mai degrabă o urăciune decât să fie deosebite de lume. Căci oricine face lucrurile acestea este o urăciune înaintea Domnului. Și cum să meargă lucrarea când mă asemăn exact? Cele din lume spun, dar ce deosebire mai între tine și mine? Nici o deosebire. Și acum întrebarea mea deosebit de interesantă este, să zicem că tu, mămică, ai încercat să treci la respectarea poruncii Domnului și să nu mai îmbraci pantalonii. Vei reuși însă să-ți convingi fiica sau fiicele să renunțe și ele la purtarea pantalonilor pentru a respecta porunca Domnului? Ce ai plantat rău mai poți smulge? Acum poate înțelegem că ceea ce am plantat rău se ridică asemenea unui munte mare în calea reformei. E atât de bine împământenit obiceiul și practica că se ridică ca un munte în calea reformei. Și ce credeți că se va întâmpla? Renunțarea la împlinirea voii Domnului este mai ușoară decât reforma. Și așa am ajuns să nu mai auzim glasul Domnului și să mergem spre pierzare. Ceea ce v-am spus nu este decât un exemplu din spiritul lumii și din anormalul lumii ajuns normal în biserică. Dar sunt multe plante rele în viețile noastre, dragii mei, la care trebuie să renunțăm și pentru că lupta cu sine și cu satana din mine este foarte grea, este mai ușoară renunțarea la a lupta și aleg mai departe să cedez și să pierd viața veșnică. Pentru pocăință, rețineți, dragii mei, trebuie timp mult și vremea s-a scurtat. Cum vor realiza pocăința? Unii nici nu mai gândesc la așa ceva. Nici nu mai gândesc. Spiritul lumii a adus competiția. A condus la creșterea mândriei, la invidie, la neconsacrare. Păi nici n-ai cum să te consacri Domnului
cu toate acestea în viața ta. A dus chiar la necredință și, așa cum spune Spiritul Profetic, și la certuri în mijlocul pretinsului popor al lui Dumnezeu. Și astfel, mulți pretinși creștini nu vor să mai audă solii de mustrare și de avertizare, ci vor să li se predice doar după dorințele lor. Auziți, căci oamenii, căci va veni vremea când oamenii nu vor mai putea suferi învățătura sănătoasă, ci îi vor gândi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. A doua Timotei 4:3. Sunt sigur că printre dumneavoastră, cei și cele care mă ascultați, sunt persoane care îmi reproșează zicând: ce te-ai apucat tu să mai vorbești de pantalonii femeilor? Dar te întreb sincer și fără să te judec: mai vrei să fii mântuită? Atunci reformă. Dacă nu, nu vei spera să fii mântuită. Și pentru că învățătorii nu mai sunt prețuiți dacă aduc solii inconvenabile din partea Domnului și deranjează lucrul acesta, am renunțat și au renunțat să aducă solii inconvenabile pentru a fi acceptați și prețuiți. Și așa nu mai vorbim de venirea Domnului, pentru că trebuie să renunțăm la toate plăcerile noastre lumești și la dorințele nesfinte. Astfel am ajuns să nu mai credem că Domnul vine curând. Dacă am crede, s-ar vedea.